Morning Glory, Morning Glory. Vai, ce scris au scriitorii. Și bonjurică, bonjurică, 30 de minute peste ora 9 și 4 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi. Eu zic să vă apropiați de linguri, de furculițe, de cuțite, de crân de tablă, de blide, de toate instrumentele cu care se poate consuma o ciorbiță cum se cade. Pentru că... Viorele... Așa... Pentru că în studiourile Morning Glory și acum live pe Facebook pe astea, da, Laura? Suntem live pe Facebook? Încă nu suntem atât de live. Adică suntem cât de cât live. Acum suntem live pe Facebook, pe prăjitoare de pâine și pe cratițe din alea mari și îi spunem într-un suflet bună dimineața! Băi, ce faceți, mă? Îi spunem bună dimineața? Spunem. Unde te-ai ridicat? Stai jos acolo. Cineva are câștile, te-a dat în cantare. Bună dimineața. Dimineața lui Viorel Ilișoi. Bună dimineața, Viorel. Bună dimineața, mi-am așa. Zis și eu. Bun, așa, bun. Încor cu voi. E foarte bine. Viorel a venit cu lingura. Ultima dată când ne-am văzut, ne-a spus de lingura cu care mănâncă el ciorbă și am avut o discuție depreciativă la adresa lingurilor din ziua de azi. Și copiii din ziua de azi, și bărbații din ziua de azi. Cu femeile nu sunt probleme în ziua de azi. Sunt atât de vechi încât cred că putem să ne abținem. Asta este lingura cu care mănâncă Viorel Ilișoi ciorbă. După cum vedeți, are botul puțin ascuțit ca un rechin din ăla care atacă. Pentru că în felul ăsta plonjarea, dar vedeți că e și puțin tocită. Semn că a mai și scăpat-o. Vedeți că e un pic teșit aici. Poți să ne povestești ce s-a întâmplat, Viorel? Vrei să-ți deschizi baierele sufletului? Lingura furată din armată, pe scurt. Da, e tocită de la folosință. O folosesc. 02512. Deci cel puțin 2512 exemplare. Are o serie pe ea. Da. Și scrie Ministerul Forțelor Armate, deci e de prin anii 60. Că de prin 68-70, nu mai știu când, s-a chemat Ministerul Apărării Naționale. Deci e și un document, e și un obiect de colecție, de muzeu. Așa, deci o lingură de ciorbă. În primul rând să le explicăm oamenilor de ce lingura trebuie să aibă această adâncime și că prostiile alea plate din care mănâncă oamenii moderni nu au de-a face nimic cu ciorba. Asta e o lingură militarească, poate fi folosită și de forțele NATO, chiar dacă vine din... Inamicul e totdeauna la porțile orașului. Și de asta este teșită? Spune-mi, te-ai apărat cu această lingură? Bă, sincer, am aruncat o dată după un șobolan cu ea. Nu l-am nimerit. Și, dar e ca să poți mânca repede. Să nu te prindă dușmanul cu cartofi în gură. Lingura este și grea. Material bun. Mai e material de baionetă. Așa. Pot să mai adaug ceva la acest început timid de ciorbologie? Încerc să vorbim de ciorbă, în primul rând. Nu știu, cum se face, ce? Cum începi dacă ai un om care n-a mâncat ciorbă în viața lui? Vine un suedez. E bine să eviți dacă... A, bun, asta odată. Sunt două feluri de oameni pe lume, care mănâncă ciorbă și care nu mănâncă. Cu aia care nu mănâncă, nu vreau să am de-a face. Așa, dar complicat. Nu știu, sunt oameni care sunt traumatizați, sunt oameni care n-au mâncat măsline în viața lor. Tu înțelegi? Atunci... Nici tu? Nu. N-ai mâncat măsline? Nu-mi plac deloc. Silvia, acum spui. Vreau să fie. E timpul să încep să o eviți, dacă poți. Da. Mă rog, mi-e mai greu așa în studio, dar hai, să vedem. Bun, cum facem cu ăștia, care sunt un fel de antivaccinați așa? Cu anticiorbiștii? Da. Nu știu, cred că ar trebui să meargă într-o cazarmă, să vadă cum se face o ciorbă de acolo, într-un cazan de la 2500 de litri, în care te urci cu scara și vergi fasolea cu sacul. Așa, chiar așa se făcea. Îmi imaginez, da. Unde a făcut o armată, se făcea mâncare într-un singur loc pentru toate cazarmele din oraș, care veneau de acolo și își luau cu marmidele după aia fiecare. Wow. Era o singură bucătărie în toată garnizoana și Alba Iulia era garnizoană, da. Avea de toate, că trebuia să ne apere în primul rând de frații unguri care erau deja acolo și făcuseră, da. Alba Iulia. Și dacă vezi cum se face odată o ciorbă de aia și ce gustare, după aia devii fan.
Ai stat vreodată? Ai fost făceam de serviciu la bucătărie. N-am fost privilegiat. Hai să detaliem puțin. Ai povestit despre asta? Oricum, Viorel este, după cum îl vedeți, destul de luminos. Odată că înțeleg că am terminat lucrul la următoarea carte. Da, următoarea e deja prezentă, că e gata, dar nu, încă nu e tipărită. Cum se numește? Și foarte cu ce se frumos, ocupă? Foarte frumos. Se numește Viața literară pe Bach-lui. 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 Pentru cei care n-au mâncat ciorbă, ce înseamnă Bach-lui? Bach-lui e Tamisa în traducere românească. Deci cum e Tamisa la Londra sau Sena la Paris, Bach-lui e râul care înnobilează Iașul, tăiendu-l în două. Izvorăște din Pârcovaci, am aflat documentându-mă pentru carte. În Pârcovaci este satul de unde a plecat domnul Găină în Japonia. Deci uite ce ambiții mondiale are câte un sătuc de ăsta mic. Trimite Jijia, care se, ăsta Prutul, care se, Bahluiu, care se duce în Jijia, care se duce în Prut, care se duce în Dunăre și în Oceanul Planetar, trimite pe un domn Găină în Japonia. Și pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, putem să mergem puțin pe firul poveștii domnului Găină în Japonia. Ce a făcut domnul, de ce a plecat din Pârcovaci domnul Găină și ce am a făcut în Japonia? Am povestit aici, tot la voi, dar o spun pe scurt. A plecat în Japonia și a fost amendat că a dat o hârtie de Eugenie pe jos și a fost arestat în aeroport când a ajuns. Așa, da. Și pentru că nu avea bani să plătească amenda, l-au pus să sorteze gunoi. De dimineață până seara. Și cât a stat în Japonia, îl luau de dimineață acasă și până seara sorta cu noi, l-aduceau mor de oboseală, se culca și n-a văzut absolut nimic. Domnul mersese la vizită, în vizită la copii, nu? Da. Ei, copiii i-a văzut. Copiii i-a văzut, dar seara înainte așa, de culcare. Așa, printre gene, un pic, printre gene obosite. Seara, când cu gene obosite, sufli în lumânare. Nu poți să zici că au fost rasiști japonezi, ci pur și simplu i-au dat greu. A fost educativ. Când îl întrebai de ce a văzut prin Japonia, ceva despre cultura japoneză, vorbea numai despre tehnici de sortare a plasticului, de atât a văzut omul. Viața literară pe Bach-lui se ocupă de scriitorii din Iași, din perioada anilor 90. Sunt niște interviuri foarte polemice acolo, scriitorii se păruiesc între ei. Și mie mi-a luat mai mult, acum nu-i doar o antologie, am făcut sute de note de subsol, unde spun fel de fel de povești, bătăi, schimbări de neveste, tot ce se întâmplă în lumea literară și lumea nu prea știe. Crede că scriitorii stau într-un turn de fildeș, dar nu știu ce nebunii fac ei în turnul ăla de fildeș sau ce ambiții au sau ce păsăriști, ce pitici pe creier. Ce se mânca în anii 90 în lumea literară? Scriitori între ei. Bun, pe lângă asta era... Era o epigramă celebră a lui Nicolae Crevedia despre capșa noastră de aici, de la București. La capșa unde vin toți seniorii, local cu două mari despărțituri, într-una se mănâncă prăjituri, într-alta se mănâncă scriitori. La Iași scrieau scriitori de malul stâng și de malul drept al Bahluiu, ca să-i împarți cumva, și toți se păruiau între ei. Erau și ei roșcați. Da, e normal, da. Așa este. Mi se spune și mie roșcatul în curând. Da, dar știi de ce mi se spune mie roșcatul? Se vede. Nu, dar ți-am povestit? Nu. Povestea mea? Mă rog, aveam o prietenă de 6 ani, 7 ani, cred. E fetița unei prietene și mă iubea foarte mult. Și am dus-o la restaurant, era și mama ei acolo, i-am cerut voie să lase copilul să comande ce voia el. Sasha stătea la mine în brațe și a comandat măsline, tort, cartofi prăjiți și încă ceva fără nicio legătură, dar fix în ordinea asta. Le-a mâncat, a fost foarte mulțumită că a fost lăsată liberă să comande ce a vrut ea și după aia s-a întors către mine și eu arătam cam așa, doar că aveam barba neagră. Și mi-a luat capul în mâini, între palme, și mi-a făcut cu capul așa, știi cum fac copiii când alintă păpușile, și a zis, măi, roșcatule! Ale merită! Da, și de atunci, da. Parcă știa că ți se va spune așa. Da, exact. Ce intuiție! Intuiție! Viorel, nu știu, câte pagini are cartea, ca să o dăm în chestii practice? La momentul ăsta are vreo 300 și ceva. Dar mai crește, că aș da-o la tipar, dar tot îmi mai vine pe măsură ce citesc acele interviuri. Nu fac niște precizări de istorie literară, sunt niște precizări de istorie literară
subiectivă, personală, lucrurile așa cum le-am văzut eu. Nu vreau să placez cartea într-un raft să stea moartă în bibliotecă. Va fi o carte foarte vie, deși unii dintre interlocutori nu mai sunt. Adică sunt foarte morți. Brumaru, da. Ursachi, Val Condurache, care era la fel de genial ca el, ca ei. Nu mai sunt, dar textele alea sunt încă vii și eu le învii și mai mult cu notele astea, le aduc în actualitate, le comentez. Mi-am amintit o mulțime de povestioare pe care, dacă nu scriam cartea asta, le-aș fi pierdut definitiv în memorie, că se tot afundau. Dacă nu spui o poveste, uiți, dispare. Da. Nu-ți mai aduce. Dacă o zici odată, două ori, se fixează de pe creier. Mi-am amintit de Dan Giosu, cu care nu am făcut interviu, dar este mereu pomenit pentru că, de ceilalți, pentru că era o figură în Iașul anilor 90 și care credea despre el că e genial. Mergeam pe el pe stradă și odată se oprea. Doamne, ce genial sunt! Și avea așa o revelație, dar avea revelația asta de multe ori pe zi. Auzi asta, nu? Da? Oh, ce genial sunt! Dar avea o genialitate pașnică, așa, adică nu ca scriitor, eu sunt genial și ceilalți sunt proști. Le dădea voie și celorlalți să fie genial. Spunea, și Nichita Stănescu e genial, dar nu chiar ca mine, știi? Adică, da, era porții. Cât de cât genial. Da. Da, și asta. Documentându-mă despre el, mi-am adus aminte cum a încercat la Nichita Danilov să încălzească, că, doamne, sunt genial, numai în literatură, am puteri. Uite, eu să-ți încălzească apa din cadă cu puterea minții. Dacă trăia Dan Giosu acum, Dumnezeu, te-l aduceam în București și îl puneam la treabă, că am înțeles că nu funcționează cetul pe aici, nu... Da, și asta s-a concentrat omul acolo la cada aia și povestește Danilov cum îi ies broboane de sudoare, îi iasă abur din păr și zic, hai bagă mâna în cadă, că să vezi că s-a încălzit. Și Nichita zice, eu nu sunt om necredincios, eu te cred. Dacă tu zici că încălzește, bă, sună-l pe Brumaru, că și lui am încălzit apa. Nichita nu vrea să verifice. Și eu mă duceam pe la Dan Giosu, mai dormeam pe la el când veneam prin oraș și nu aveam unde să stau, și îi spunea, băi, nu mă lua cu asta, cu apa caldă, cu dacă ești așa, că poți să încălzești, dacă ești așa de puternic, răcește berea. Să vedem dacă poți, că e chiar așa ceva, nu pot. E drăguță povestea asta, da. E frumoasă. Ce alte povești ai mai adunat între timp? Mă rog, oricum ai scris cartea, ai avut treabă, dar ți s-au întâmplat tot felul de chestii. Ai avut și COVID, stai pe Facebook toată ziua, te văd, scrii tot felul, te nemulțumește absolut nimic, nu-ți mai convine. Da, dar ai găsit și motive de bucurie, așa te mai amuzi? În ultimul timp scriu mai mult despre politică, fiindcă văd că merge tot mai prost. Și pare... Într-o vreme mergea tot mai bine, da, mi-aduc și eu aminte. Dar nu mai țin minte când a fost. Era menținută pe linia proastă. Era un stadiu de prost constant. Așa. Acum cădem. Dacă ne ducem în jos. Da. Nu mai e ca pe vremea lui Iliescu. Da, da, sunt câteva personaje așa. Care nu-mi plac și nu mă pot abține. Așa, dar în rest, în civil, așa, când rămâi în civil, cu ce te mai ocupi? De ce mai râzi? Ce... Sau nu știu, ce... Pe ultima oară am râs, cred că alaltă ieri, ca să vezi ce rar am început să râd, că restul râdeam... Cred că alaltă ieri am râs și eu, coincidența nu cred. Da. Am văzut la știri, niște americani, urmează epoca prostiei absolute, mondiale. Niște americani au prins un elan care purta de 2 ani de zile, avea un cauciuc, o anvelopă pe gât. O fi băgat capul în anvelopa aia pe undeva și n-a mai putut săracul să o scoată și 2 ani de zile s-a chinuit cu ea pe gât. Era filmat, pozat și până la urmă l-au prins prin pădure, l-au tranquilizat, i-au tăiat coarle ca să-i scoată anvelopa. În loc să tăia anvelopa. Da, i-au tăiat coarle să-i scoată anvelopa aia de pe cap. Când puteau să taie anvelopa. Și chestia asta a stârnit un val de reacții urâte, violente în Statele Unite. Din partea oamenilor deștepți. Cât de prost fii să tai coarle asta? Și am râs cu teamă, așa, ca să zic, știi, ce ar putea să ni se întâmple. Teamă ăștia sunt. Asta poate să intre, adică te aștept să facă parte din panoplia de trofee ale orașului Caracal. Adică e poveste de tip Caracal. Da, a opta minune. Și în rest nu prea am ce să-ți mai povestesc. Am fost la Chișinău o săptămână, lângă Chișinău, da. La niște filmări cu domnul regizor Nicolae Mărgineanu. Apropo, e gata filmul pe care tot l-am povestit. E gata? E gata, o să scoate la vânzare la mine, la editura gri.ro. Așa. Îl dau împreună cu cartea asta. Da? Pachetul cultural, ca să... Pachetel CD-ul și DVD-ul și cartea. Așa.
mi s-a făcut poftă de pește prăjit. Mergeam cu Mărginanul... Băi, chiar asta voiam să te întreb. Așa, hai să trecem la chestii serioase. Mergeam cu Mărginanul prin Basarabia, pământ românesc, cum îi se mai zice, da. Și vedem acolo pește viu. Domnul Mărginanul îi dau cu un ghiont, hai să luăm niște pește. Și ce facem cu el? Găsim mai undeva să-l frigem. Și eu le-am cumpărat, ne-am dus la restaurantul ăla unde stăteam noi într-un sat acolo la o pensiune și n-a vrut. Noi nu gătim, noi nu prăjim decât de-a nostru. Adică să cumpărăm pește de la ei. Doamne, dar eu am 5 kg de crap de amur, frumos, fănile, n-a vrut. M-am dus și am bătut din poartă în poartă pe la gospodinile alea. Și mai ales, da, erau timorat, iar vin fasciști ăștia români, bat pe la porci, ne dau pește să îl prăjim. Că nu îl prăjești, îți plătesc cât faceți, mi-l prăjim, mi-l dai înapoi. N-a vrut nimeni. La urmă m-a salvat un beciv. Beciv sunt foarte simpatici, sunt oameni săritori, sunt ușor de abordat. L-am văzut pe stradă că se cletina așa și l-a luat. Băi, avea un coace, nene, era un moș. Cum te cheamă, matare? Steopa. Îi zic pe românești. Ștefan. Aha, hai că ne înțelegem. Uite, ai nevastă? Am. E ziua ei. Uite, de ziua ei nu-i duci niște pești să ne prăjească, îi plătesc cât face așa și ne dai înapoi. Asta stă, se gândește, s-a uitat acolo, a văzut că e rost de câștig așa. Că se poate să vrei, se poate să nu vrei. Eu aș vorbesc cu dânsa să vrei. S-a dus, a vorbit cu ea să vrea. Așa. I-am dat peștele, le-a prăjit, a zis, peste două ore. Am venit peste două ore, la 10 noapte l-am luat. Și pe la 1 jumate noapte l-am mâncat când s-au terminat filmările. Da, foarte bun. Cum își dai? Cum își dai, cum mămăligă. N-aveau sărace, n-aveau făină, m-am dus și am cumpărat din alt sat niște făină greșate. Tot doamna care a vrut a făcut și mămăliga? Sau? Da. Și mușdeiul. Da. Până la urmă am găsit pe cineva să ne gătească. La ora 1 jumate n-am fi găsit restaurantul deschis. Ce soluții frumoase. Un fel de fast food spontan. Da, am fraternizat cu basarabenii de acolo. Le-am lăsat și lor niște pește, le-am lăsat și lor niște bani, taxa de prăjit. Așa. Ce se mai bea pe la filmări? Nu prea se bea. Filmările sunt lucruri serioase. Filmul la care am asistat eu, Pandemia.md, așa se cheamă, în regia lui Valeriu Jereghi, regizor bun, fost asistent al lui Tarkovski, film regizor premiat. Da, regizorul trăiește, nu? Da, da, da. A regizat în timpul vieții, era acolo. Și filmul ăsta e o tragicomedie cu pandemia, cu niște moldovence care se întorc din Italia, vin în țară și se închise într-un grad să stea acolo. Da. În film sunt niște explozii, ia foc o mașină, sunt urmării, deci nu-ți prea permitei să bei, că te izbeai cu mașina înainte de a face motorul, prea zice regizorul, motor. Ăștia la clapetă, știi cum îi zic? Clăpușcă. Clăpușcă, foarte drăguț. O bătu clăpușca, motor. Ce cuvinte noi ai mai auzit? Vorbeau românește bine, toți care erau acolo, iar cei care nu vorbeau românește nu vorbeau deloc și n-am auzit cuvinte noi de la ei. Dar am recunoscut tine... acno, malaco, de-astea. Asta ce înseamnă? Talinismi, lapte, fereastră, uite acolo pe acno, lapte dulce, malaco, e ce mi-a rămas mie din... De limba rusă. Și altfel, în afară de clăpușcă, există un top 5, să spunem, de cuvinte preferate din moldovenească. Știi că există această plăcere uneori când oamenii se îmbată, încep să facă niște colecții de cuvinte. Facilități de care ți-am povestit. Da? Când mi-a lăsat să trecem fără nimic altceva, fără formalități, că aveam facilități. La hotel aveam comodități, adică dacă vrei televizor, comodități, televizor cu tare, apă caldă. Dacă vrei fără comodități, e mai ieftin. Și te duci în jos pe scara lipsei de comodități până stai într-o debara. Facilități, comodități. Era o cofetărie Virginica, se chema. Și ne întrebam de ce se mai cheamă așa după ce a servit primul client. Se cheamă în continuare Virginica. Iau foarte multe nume de astea cu diminutive. Mă, Liguța, Furnicuța, Albinuța, Floricica, Virginica... Cam așa se denumire la magazine. Dacă era magazin de ulei, sigur îi spunea extra virginica. Da. Ulei de măslin. Da, cam așa. Viorel, trebuie să te lăsăm puțin. Aoleu. Da, îmi pare rău. Ce facem? Îi trimitem pe oameni pe editura gri.ro? Da, e site-ul meu nou. Așa, da. Da, eu sunt acolo la capătul CV. Da. Acolo găsiți cărțile lui
lui Viorel, strălucitor în continuare, da, dar are și cele mai frumoase reportaje și alea sunt de citit. Mihai Codreanu, am și cărți de Andrei Crăciun. A, și în curând, Viața literară pe Bahlui, care e afișat acolo, că apare în curând. Aș fi putut să dau la tipar, dar nu mă pot liniști până nu mai scriu încă ceva acolo, că practic notele alea dublează cartea, o transformă total și n-aș scoate spre sfârșitul anului. Da. Dar o tipăresc totuși anul ăsta, dar cine, scriu 2020. Cine, dacă scapă din COVID și după aia să vedem dacă publicăm sau nu cartea. Mă duc la Filit acum, prin COVID. Dacă au rezistat 50.000 la moaște, vor rezista 10.000 la Filit. Aia zic și eu. Ți-ai făcut boosterul? Am de toate. Ai? Am și boală și vaccin. Am trecut prin boală, am și vaccinuri. Da. Îmi fac peste tot, dacă când mă chem, mă duc. Exact. Sunt rezistent. Nu m-a durut nici măcar începătura aia. Da. Ai și brațul puternic. Asta zic. O să-ți cer să mi-l fac în burtă, că acolo chiar pot să fac câte vor. Mulțumim, Viorel Ilișoi, mulțumim pentru dovada cu lingura. În felul ăsta încheiem, da? Asta este lingura cu care lingura de gospodar. Orice bărbat, o porți cu tine pe asta? Da. O ai cu tine în geantă? Mereu. Păi mai merg pe delegații, pe teren, rămâi, scoți borcanul. Asta cu și părerea mea, tocană de legume. Să circulăm fără lingură la noi, noi românii care mâncăm ciorbă. Mulțumim, Viorel Ilișoi, baftă cu această carte nouă. Când apare, vorbim. Când ne apare vedem. Și dispare. Așa, da, exact, da. Sperăm să dispară foarte bine. Și la noi, la Brăila, cuțitul e în formă de lingură, știi? Are capătul puțin mai lată. Am auzit de expresia lingurare din Brăila. Da, exact. Care un pușcăriile. Mulțumim foarte mult, Viorel. Doamne ajută să ne vedem sănătoși. Baftă la Filit și cu lansarea și Doamne ajută, că altceva, da. Sănătate. Ce să mai zicem. Mulțumim foarte mult. V-am pupat, ne auzim după publicitate să vă spunem la revedere. La revedere, Viorel Ilișoi. Morning Glory on Rock FM.